ziua, domnul primar. Iată un nou an, anul 2020, un an al provocărilor atât din punct de vedere al investițiilor, dar trebuie să recunoaștem și un an al provocărilor din punct de vedere politic, un an greu pentru dumneavoastră. Nu înainte de toate, trebuie să menționăm faptul că sunteți unul dintre primarii harnici și care reprezentați cu demnitate interesele comunității și asta s-a dovedit și în urma unui sondaj unde ați obținut peste 657 de voturi. Aș vrea să ne spuneți în linii mari ce pregătiți pentru anul 2020 din punct de vedere investițional în Comuna Răzvan. Bună ziua, bine ați revenit la Răzvad, este primul interviu pe anul acesta. Un an destul de agitat, ca să spunem așa, din toate punctele de vedere. Eu vreau să-i spun un an al continuității. Este un an al continuității pentru că anul acesta continuăm în primul rând proiectele pe care le-am început. Și aici vorbim de proiectul de canalizare, unde deja am început să lucrăm la branșamente. Vorbim de proiectul de apă, unde iarăși am avut ședință operativă cu constructorul, cu proiectantul și de săptămâna viitoare intrăm și lucrăm și pe acest proiect. Lucrăm pe proiectele de asfalt, modernizare și asfaltare drumuri, respectiv proiectul pe AFIR, care am reușit să asfaltăm până la jumătatea lunii decembrie. Vremea ne-a permis și am putut să continuăm acolo și suntem într-un stadiu destul de avansat. Lucrăm și pe proiectul de asociere cu Consiliul Județean, unde iarăși avem 6 străzi pe care l-am început săptămâna trecută. Avem vreme foarte bună și am chemat toți constructorii într-o ședință operativă săptămâna trecută, am umplut sala de Consiliu și le-am cerut tuturor să lucreze. Le-am spus foarte clar că toți cei care lucrează primesc bani, cei care nu lucrează nu vor avea prevedere bugetară, astfel încât nu vor primi banii și cumva le-am dat așa un motiv să vină la treabă. Sigur că urmează perioada în care vom aproba bugetul și prin aprobarea bugetului vom finanța toate acele lucrări unde efectiv se lucrează. Spun că e un an al continuității nu doar al lucrărilor pe care le-am început. Continuăm să accesăm proiecte foarte multe, continuăm să scriem foarte multe proiecte astfel încât să nu mai avem o perioadă moartă, da? Așa cum s-a întâmplat în 2016 când am venit aici, mai întâi a trebuit să scriem proiectele și mai apoi să începem să le lucrăm. Vreau să vă spun și să le spun răzvedenilor că avem o veste extraordinar de bună acum la început de an, atât pentru cei mici cât și pentru seniorii comunei, astfel încât PEPOR, Programul Operațional Regional, am primit finanțare pentru două proiecte foarte mari și foarte importante. Unu, este vorba de modernizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii din Răzvad. Da? Este un proiect la care am ținut foarte mult și, deși eram așa un pic cu emoții, am primit vestea de la ADR și lista cu proiectele finanțate și iată că am primit finanțare și primim finanțare și pe acest proiect. Care este valoarea investiției? Este o valoare de 8 milioane de lei. Este o valoare foarte mare. Nu ne-am fi putut permite din bugetul local să reabilităm această școală și mai ales în ideea în care școala de la Valea Voivozilor suntem în lucrare. Ce se întâmplă cu școala de la Valea Voivozilor? Că și ea este în reabilitare. În prezent suntem în reabilitare. Se lucrează destul de mult pe acea școală. Avem certitudinea că în septembrie copiii se vor muta și vor învăța, copiii din Valea Voivozilor se vor muta la loc și vor reveni la clasele lor, doar că de această dată într-o școală modernizată și reabilitată. În prezent acolo sunt muncitori, se lucrează destul de zdravăn și eu vreau să le fac o surpriză și de 1 iunie să încercăm să o inaugurăm. Da? Termenul este de septembrie, însă încercăm ca până la 1 iunie să fie gata. Mai ales acum, în ideea în care, după ce se vom semna contractul de finanțare pentru această școală de la Răzvad, va trebui să mutăm copiii de această dată către Valea Voivozii, copiii de la Răzvad, către Valea Voivozii și Gorgota. Deci trebuie să vă mișcați foarte repede. Trebuie să ne mișcăm foarte repede și astfel încât să putem da front de lucru școlii de la Răzvad. Va fi un proiect destul de complex, un proiect care va necesita timp, dar odată cu acest proiect o să punem la punct tot ceea ce înseamnă rețea școlară, mai ales pentru că în acest buget, în acest an, vom începe lucrările și pentru grădinița de la Răzvat.
Avem un proiect foarte, foarte frumos, cred eu că va fi una dintre cele mai frumoase grădinițe din județ și o vom începe pe bugetul local. Este un proiect pe care l-am finalizat, proiectul tehnic. Acum, după aprobarea bugetului, vom scoate la licitație execuția propriu-zisă a grădiniței. Care este valoarea investiției? Deci toată investiția se va face din bugetul local? Pe bugetul local, fiind o investiție pe 2 ani de zile, vom face un efort și o vom finanța din bugetul local. Da? Valoarea investiției este de 3,2 milioane lei la momentul acesta. Vom vedea în urma licitației, probabil că valoarea va mai scădea. Da? Deci, școala de la Valea Voivozilor se reabilitează. Pentru școala de la Răzvad am reușit să semnăm, să avem finanțare, urmează să semnăm contractul de finanțare și grădinița nouă vom demara procedura de achiziție publică pentru execuția lucrării. Asta înseamnă că odată cu finalizarea acestor lucrări vom avea toată rețeaua școlară pusă la punct, modernă și dotată așa cum ar trebui să fie o școală în anii 2020. Tot pe por, știu că ați obținut o finanțare pentru un centru de zi pentru persoane vârstnice. Așa este. Și unde va fi concret realizat acest lucru? Tot pe por avem finanțare pentru înființare centru de zi pentru persoanele vârstnice. Acest centru de zi va avea loc în locația vechiului cămin cultural din Valea Voivozilor. Este un proiect în valoare de 2 milioane de lei, da? 20 de miliarde lei vechi. Un proiect care va moderniza, va reabilita și moderniza vechiul cămin cultural din Valea Voivozilor, care este amplasat chiar vis-a-vis de grădiniță. De ce ne-am gândit la treaba asta? De regulă, bunicii vin să-și aducă nepoții la grădiniță și la școală și am spus că poate fi o ocazie, da, să înființăm un club al pensionarilor în Comuna Răzvad. Da? Și acolo în Valea Voivozilor toți cei care vin și aduc nepoții să-i aștepte efectiv în acel centru de zi pentru persoane vârstnice. Va fi un centru de zi fără, el nu va avea posibilitatea de a nopta acolo, însă va fi un centru de recreere efectiv. Iată că ne ocupăm de toate grupele de vârstă, ca să zic așa, începând cu cei mici până la seniorii comunei, până la pensionarii noștri din Comuna Răzvad, pentru că și ei trebuie să aibă un loc de recreere. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu rețeaua de apă de la Gorgota. Ați terminat lucrarea? Așa cum vă spuneam, continuăm lucrările. Pentru rețeaua de apă de la Gorgota mai avem de efectuat un număr de branșamente, iar la intrarea în sat mai avem de executat partea de gospodărie a apei. Rețeaua a fost executată în integralitatea satului Gorgota, deci până la ultima casă. În prezent s-au montat peste 150 de branșamente, da? Mai avem de montat branșamente, după care vom monta gospodăria de apă. Ea se va executa undeva la intrarea în satul Gorgota și apoi vom putea da drumul la apă. La momentul de față, apa, conducta este racordată la conducta principală din Răzvad, deci, practic, la momentul ăsta putem da drumul apei să curgă, însă n-am făcut-o pentru că nu avem gospodăria de apă finalizată și nu vrem să avem probleme de sănătate publică, da? De asta punem la punct absolut tot și, sigur, până în vară ea va fi gata și pe conductă va curge apa, oamenii vor fi deja racordați, se vor putea bucura de această lucrare, investiții. Iluminatul public l-ați terminat de modernizat? Să știți că da, l-am terminat, iluminatul public l-am terminat astă vară, încă de astă vară. Ultimul proiect a fost pentru Comuna Răzvad, un proiect finanțat prin PNDL și odată cu acest proiect s-a finalizat modernizarea întregului sistem de iluminat public în Comuna Răzvad. Am început în 2017 cu Valea Voivozilor, am continuat în 2018 cu Gorgota, ambele din bugetul local, iar anul trecut, în 2019, am reușit să accesăm prin PNDL un proiect prin care am modernizat și încheiat tot ceea ce înseamnă modernizare iluminat public. Doamna primar, ce ne puteți spune despre bugetul local pentru anul 2020? Bugetul local este un subiect destul de sensibil pentru că niciodată nu a fost de ajuns pentru nevoile Comunei Răzvad. Deși suntem o comună foarte mare, bugetul nu este pe măsură. Față de 2016, când am preluat mandatul, pot să spun că a crescut, pentru că au venit foarte mulți agenți economici, foarte mulți,
foarte mulți încă nu sunt și invit cu această ocazie să-și continue, cum să spun, migrația către Comuna Răzvad, care a devenit mai atractivă pentru foarte mulți agenți economici. La momentul de față este un buget cu lipsuri, un buget care, prin care încercăm să ne acoperim în primul rând cofinanțările pentru proiectele pe care le avem în derulare și, așa cum am spus mai devreme, să finanțăm proiectele pe bugetul local. Repet, pentru nevoile Comunei Răzvad este un buget foarte mic, însă cu înțelepciune, cu răbdare, vom asigura și vom vom împărți bugetul în așa fel încât toate proiectele să demareze fără niciun fel de rezervă. Taxele și impozitele la nivelul comunei anul acesta s-au majorat, rămân la fel? Este o întrebare foarte bună. Vreau să vă spun că taxele și impozitele pentru Comuna Răzvad au rămas la aceeași valoare, ele nu au fost majorate și cu această ocazie îi anunț pe toți cei care vor să beneficieze de acea reducere de 10%, este valabilă dacă se plătesc integral până la data de 31 martie. Această bonificație este valabilă și pentru persoanele juridice. Nu aveam până acum un an și de anul trecut este valabilă și pentru persoanele juridice. Toți cei care plătesc integral până la 31 martie, la fel, primesc bonificația de 10%. Domnul primar, așa cum am spus, este și anul provocărilor politice. Presupun că intenționați să mai candidați pentru un mandat. Păi, enumărându-vă proiectele pe care le avem în derulare, cât și pe cele noi, cred eu că este un semnal că da, vreau să continui pentru că vreau să finalizez tot ceea ce am început. Așa cum am promis răzvedenilor, vreau să construim un viitor mai bun pentru noi și pentru copilașii noștri. Prin toate aceste proiecte vreau să cred că reușim lucrul ăsta. Nu am putut finaliza tot ceea ce era nevoie într-un singur mandat. Am arătat că putem face foarte multe lucruri, putem schimba în bine. Oamenii cred că au văzut lucrul ăsta și le propun să continuăm încă 4 ani pentru a putea duce la bun sfârșit toate proiectele de interes pentru Comuna Răzvad. Domnul primar, aveți o conducere nouă la partid. Cum este colaborarea? Salutăm conducerea nouă. Cred că nu ar trebui să schimbe cu absolut nimic colaborarea. Noi suntem, în primul rând, oameni de partid. Sigur că așteptăm lucruri noi, lucruri bune. Suntem alături. Noi ne pregătim pentru ceea ce înseamnă bătălia electorală aici pe plan local. Vom da tot sprijinul nostru atât cât putem, sperăm ca și noi la rândul nostru să primim sprijin și cu bune, cu rele să ieșim victorioși, pentru că nu cred că putem spune foarte multe lucruri despre noi, Partidul Social Democrat, însă cred că am arătat în acești 4 ani de zile că avem foarte multă bunăvoință, avem putere de muncă și chiar s-au făcut lucruri bune în Comuna Răzvad, în județul Dâmbovița, pentru oameni. Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii din Comuna Răzvad, având în vedere scena politică, care este destul de tulbure, pensii, alocații, noua guvernare, dumneavoastră spuneți că PSD-ul a făcut. Așa este, este o situație destul de incertă, ca să spun așa. Eu vreau să le mulțumesc răzvedenilor pentru tot sprijinul pe care mi l-au acordat în acești 4 ani. Vreau să le spun că datorită lor am reușit să fac toate aceste lucruri și de aceea le spun că în continuare, cu sprijinul lor, putem face cel puțin la fel de multe lucruri. De aceea, dacă am sprijinul oamenilor, credeți-mă, pot merge și pot deschide absolut orice ușă, pentru că oamenii ne dă această putere. Iar ei, la rândul lor, se pot baza, așa cum au făcut-o și până acum, pe noi aici, la primărie.